Prefectul Marian Grigoraș a convocat comandamentul operațional pentru stabilirea măsurilor și a resurselor necesare în vederea asigurării ordinii și liniștii publice pe timpul manifestărilor ocazionate de hramul Sfânta Parascheva. La aceste discuții au fost invitați șefii structurilor județene ale Ministerului Administrației și Internelor, comandantul grupării mobile de jandarmi din Bacău, reprezentanții poliției locale Iași, șefii instituțiilor cu atribuții pe linia sănătății publice și sanitar-veterinare, reprezentanții serviciului de ambulanță și cei ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. O nouă întâlnire urmează să aibă loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean, atât pentru verificarea măsurilor aferente derulării sărbătorilor Iașului, cât și în privința pregătirilor alegerilor parlamentare din 11 decembrie. Cei trei judecători care vor face parte din biroul electoral de circumscripție județeană urmează să fie desemnați vineri prin tragere la sorți. Constituirea componenței tehnice a acestui birou reprezintă prima etapă a calendarului electoral.